Era anul 1234. De două zile, nonagenarul papă Grigore al IX-lea își pierduse somnul de când Conrad de Marburg i-a dus niște vești înspăimântătoare. Conrad îi povestise cum închinătorii satanei au umplut întreg Sfântul Imperiu, cum aceștia se slujeau de pisicile negre spre a împrăștia blestemele diavolului între oameni. Hotărât să ia măsuri, papa a emis bula Vox in Rama. În ea, printre altele, pontiful arunca anatema pe capul oricărei pisici negre ca instrument și parte a ritualului drăcesc. Și bunii creștini s-au pus pe treabă. Aveau asigurarea că pentru fiecare pisică stârpită îi aștepta o binecuvântare. În curs de câteva zeci de ani, populația pisicească din toată Europa Occidentală s-a împuținat drastic. Așa se face că în 1336, când șobolanii au preluat puricii purtători de ciumă neagră de pe vasele sosite din Orient, în Europa Occidentală nu mai erau destule pisici care să stârpească șobolanii. Drept rezultat, bula papei a ajutat la depopularea Europei cu 100 până la 200 de milioane de oameni. Cât era de veridic raportul lui Conrad de Marburg, putem aprecia dacă ne uităm doar la biografia acestuia. Conrad a fost un suporter frenetic al Inchiziției și un instigator al cruciadelor împotriva albicenzilor. În evul întunecat, un singur zvon, pogorându-se de la sfânta autoritate bisericească, era de necontestat. Evul mediu a trecut, dar fenomenul zvonurilor își păstrează toată puterea, cu atât mai mult cu cât se leagă de cele sfinte. În anii primelor mele căutări spirituale, am auzit de la unele fețe bisericești lucruri îngrozitoare, că unele denominațiuni creștine netradiționale îngroapă crucea sub pragul lăcașurilor, pentru ca cei care intră acolo să calce în picioare Sfânta Cruce. Că la slujbele acelora se stinge lumina. Că ei se leapătă de Hristos ca Fiul de Dumnezeu și Fiul al omului și își bat joc de Maica Domnului și câte și mai câte. După 2 ani de cercetare, mare mi-a fost mirarea să descoper că zvonurile acestea îngrozitoare, atât de răspândite în popor, nu sunt altceva decât fantezii răutăcioase, menite doar să alimenteze atașamentul față de tradiții și, pe deasupra, să stârnească ură între creștini. Odată, când am încercat să lămuresc pe bunicul meu cum stau de fapt lucrurile, m-am lovit ca de un zid. Omul cinstit mi-a mărturisit că le crede, chiar dacă nu sunt așa, căci altfel ar pierde binecuvântarea. O binecuvântare ca aceea pusă pe capul pisicii negre. În fiecare săptămână publicăm un nou videoclip, așa că dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te aici pe canalul nostru de YouTube.